să lasă lutul în mâna volanului, că vreau să-ți dau forma pe care eu o vreau și vreau să fii curățit de toate întinăciunile ca să torn în vasul inimii voastre un gelem proaspăt care lipsește din orice vasă, că din pricina vânturilor care au bătut și a clătinărilor se vede lipsa de un gelem. Și de aceea am hotărât și-n panacomenadu bien ca să te chem aproape, ca să te prelucrezi și să torn picurii de un gelem proaspăt peste inimile voastre să fiți împiolați. Oh, poporul meu, poporul meu! Oare nu m-am făcut de cunoscut în mijlocul vostru? Oare nu v-am hrănit la vreme și nu v-am adăpat la timp? Oare m-a lipsit sfatul, îngemnul, mustrarea și călăuzirea? Pentru ce totuși în panacomenadu bien? În cercetarea făcută să văd încă inimi împietrite, să văd încă și-n panacomenadu bien murmure și cârtiri și nemulțumiri. Și m-am tobegădat la Elibrahadovim, Tabrahomis, m-am făcut de cunoscut în mijlocul vostru la atâtea rânduri și prin lucrări care m-a dus în tristare și lacrimi și amărăciune, dar m-am făcut de cunoscut și prin mângâieri și prin înviorările care le-am trimis peste voi și că picurul de vindecare l-am lăsat și peste trup și peste suflet și unii chiar o simțit vindecarea și eliberarea de sub unile legături prășmașe și unii chiar în trup o simțit întăritură și vindecare. A, poporul meu, poporul meu și managatobiemen, pentru ce unii dintre voi încă vă lăsați inima și panacomenadosen înțelinită de îngrijorări și panacomenadobiemen și-o crescut buruienile și spinii și lăstarii de amărăciune în cercetarea care am făcut-o multe acorduri să vede când unii au pătrus vrăjmașul și-o adus neînțelege și-o lua pacea duri de neascultare și de răzvrătire au cuprins pe unii din odraslele voastre pentru că nu s-o vedea atunci ajuns la altar și mă băgat-o bine iar e